Această emisiune vă este oferită de Avis 3000, gustul mileniului 3. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce te-ai așa de afundat? Nu, dar auzeam în cască și nu-mi venea să cred, sau nici n-am observat. În dimineața aceasta am schimbat platoul. Adică emitem din platoul numărul 6. Din platoul numărul 6 al studiourilor CBS transmite. Așa a zis. 900, da? 11 platouri tot avem. Da. Dintre care 10 cu prăjituri. Da. Nu-i bine așa? Ce-i dreptate. Să trăiască la mulți ani. Arătăm astăzi într-un fel foarte... Eu arăt destul de rău, aș putea să spun, dacă mă filmez de aproape, vale, uite, un om nebărberit. Da, și ți-a spus Ioana e, aseară. Mi-a spus, dar știi de ce n-am apucat? Pentru că am fost foarte ocupat cu Cupa Big, colegul. Da, astăzi o să avem doi dintre câștigătorii ediției din această... Cupa Big a liceelor la fotbal s-a încheiat și s-a încheiat cu victoria celor de la liceul sportiv. Îi felicităm, îi salutăm de altfel. Doi din componenții echipei. Pe toți îi salutăm, cei care au participat. Și eu am înmânat medaliile. Nu le-ai mânat, le-ai pus după gât. Da. Și te pupară unii sau alții? Nu! Ba, da, perfect. Dar te-a pupat numai domnul la costum. Da. Aia a văzut. Păi ceilalți, Ce au zis profesor? Ai grijă, nu au pupat pe față. El era la costum, parfumat, tapitat, ceilalți erau cam săraci. După fotbal, transpirați, n-au vrut erau să se apropie prea tare de Rebecca. Probabil. În schimb, i-au spus că știe să facă clătite. Da. Mi-au spus că știu să fac clătite. Da, apropo. Mm. Aseară, după meci, urmărind fotbaliști, am avut o discuție cu a noastră colegă. Pentru că știi că ea iubea fotbaliștii și chestii de genul acesta. Așa. Ești coleg. Tu în viață, dacă ți-ai fotbalist, no, nu fotbalist, deci dacă sunteți fotbaliști, n-aveți nicio șansă. Patron de firme, no. Ce să spun, pilot de formulă, no. Știi ce meserie trebuie să aibă viitorul iubit a colegii noastre? Dacă tu ghicești colegul, dă o cafea, zi. Bă, deci sunt câteva meserii. Nu, una, deci dacă tu îmi spui, ai 100 de puncte. Fii atent, deci sunt câteva meserii oficiale pe care lumea nu le știe. Eu aș numi, de exemplu, uite, este o meserie în care omul este, a studiat chestia asta și e profesionist. De exemplu, săritor pe saltea. Să-mi iau mâna, nu te vezi. Deci, nu săritor, și vrei să-și iei un săritor pe saltea? Păi și ce să facă? Omul probează saltelele. Omul probează saltelele, nu. Dar zi, ce... Sau ascuțitor profesionist de creioane. Nici măcar. Nu-i bun nici ăla. Da. Nu scriu cu creioane, scriu numai cu pix. Deci fotbalist, nu? Ăla nu. Deci trebuie să ghicești ce meserie trebuie să aibă. Manelist. Haide că e ușor. Manelist. Aoleu. Mă, la asta nu m-am gândit. Deci fii, e foarte ușor. Păi era păruguță. Deci fii atât, vreți să... Să aveți așa o șansă cât de mică. Bucătar. Bucătar. Deci dacă e bucătar, colegul, are toate șansele. Nu să știe să facă clătite, care știu să le fac eu. Da, să știe să facă orice altceva în afară de clătite. Auzi, un bucătar care a lucrat la Birkenau sau la Dachau, e bun? Dacă m-a tradui, ce făcea? Las-o să întreb. E bun, fata? Ce făcea acolo? La bucătărie, la Dachau sau la Birkenau. Cele mai tare restaurante. Niște restaurante tare. Niște birturi. Nu, niște birturi, da. Cu salarul tău care făcea, îi mănânce acolo salată. Făceau mâncare și știi ce bine se descurcau? La foarte mulți oameni. Le făcea câte un ceai, nici nu mai plecau aia de acolo. Păi bune. Mă, ceai îmi trebuie mie. Deci nu vrei de la Dachau sau de la Birkenau, erau niște târguri de haine pe acolo. Ca și știi unde e Dachau sau Birkenau? Nu știi ce a fost acolo. De unde, cum era Vali cu hainele? Parcă mi-a zis Valica... Haine second hand? Da. Auschwitz, că se iau... Da. Și la Auschwitz. Da. Erau la Auschwitz, la Dachau, la Birkenau, la Sobibor. Ochelari aveau... Păi și unde? Ochelari de soare. Da? Nu port ochelari. Nici măcar de soare. Da. Da. Deci așa deci, e cu... Un bucătar de acolo nu. Bun. Dar fie, dacă tot vorbim despre mâncare... La nivel global, mai mult de jumătate din alimentele cumpărate ajung la gunoi. Unele chiar înainte să fie scoase din ambalaj. O soluție genială și care începe să prindă formă în Europa se numește food sharing. Ați auzit de asta? Adică împărțirea alimentelor, iată cum funcționează. În momentul în care o persoană observă că a cumpărat prea multe alimente sau a gătit cantități excesive, anunță pe pagina de web destinată.
Această metodă este folosită în special de oameni care pleacă în concediu și au frigiderul pe jumătate plin. Călătorii pleacă în concediu cu conștiința împăcată, iar altcineva se gândește la ei cu burta plină. Cel mai interesant este că acest tip de schimb de alimente se întâmplă în țările cele mai bogate din Europa și mai mult din motive etice decât economice. Adică să nu aruncem mâncare. Da, dar în primul rând e vorba de încredere. Adică oamenii... Că și eu pot să lansez. Bă, nu vreți să vă dau niște șuncă stricată, ușoară? Nu e chiar stricată, e un pic verde, dar dacă dați așa, e... nu se poate. No. Într-adevăr, cum să zic, ideea e bună, dar n-ai văzut cum sunt cazuri în care, cum a fost și la inundații, sau în care ajuți, dai conserve, dai din astea, dar na, cu perisabilele mai complicat un pic, pentru că nu, tu vrei să faci un bine. Dar bine, poate dau conserve sau altceva. Dar faci un bine, dar băi... Mă gândesc că doar nu dă pireu din frigider, gata, făcut. De dacă ce? Ții pireu în frigider după ce îl faci? Păi unde duci? Pireu se mănâncă atunci, dragă. Cald, da, proaspăt. Și îl pui în frigider după aia. După dracul mai ce pui, după ce îl mănânci nu mai poți. Auzi, știi cum e cu mâncarea aia reîncălzită? E ca și... Ca și ceaiul, să zic așa. Apropo... Cum e cu ciorba reîncălzită. Da, știu cum e cu ciorba. Știți? No, așa colegii. E cu ciorba reîncălzită, așa e și cu pireu. Aoleu. N-am mâncat tot pireu. Na, ia-te-l pe guțicu, vreți să-l vedeți? Nu, n-a intrat. Nu se vede bine, lasă-l. Guț a făcut un mare rahat, nu știu ce a făcut Guț. Stai că spun eu. Nu acum. L-am văzut aseară. De încanca. N-ai pierdut nimica. A apărut iară pentru 1011 ore, că deja suntem plictisiți, ca și cu. Neria, dacă Nicolae Guță i-a aplicat fatala. Ai auzit de fatala? După ce îmi doaie fiară... Cum e asta cu fatala? Asta niște cuvinte apărute noi. Fatala, perversa. Ce dracu s-a astea, frate? Adică i-a aplicat fatala. N-a dezbrăcat-o de rochia de mireasă, ci i-a dat cu aghiasmă. Manescu și-a exorcitat fosta amantă Daniela. Exorcizat. Exorcizat. Nu putea doar să iei... Da. Dar nu, bă, nu e așa, deci nu așa a exorcizat-o. În altfel, a zis așa: curcubeu, sânge rău, mută-te din locul tău, pune-ți, Doamne, mâna ta, scoate satana din ea. Wow. Așa de săguță. Bine, hai să ne pregătim să dăm o cafea în dimineața aceasta. Apropo, lăsați exorcizarea și să curgă cafeaua. De la Cafe Bistro Master unde... Cafea colega. Nu, la Cafe Bistro Master unde... Cafea colega. Ce tot face fata asta? Dă-mi coace asta și tu... El a zis, fă o cafea și tu ne dai o hârtie. Păi i-am dat întâi etalonul. Păi lasă-ne, frate, că asta e... Am dat întâi etalonul. Asta e cu Bali, fă aici, lasă-mă. Fă o cafea, colegu. Vrei să bei o cafea? Stai că îți fac aici cornet. Niște boabe și fagăle. Niște boabe și vezi un stomac ce reușești să faci. Iată, deci cea mai tare fază. Aseară merge colega. Puteți suna pentru asta, Vali, scurt. Mâine facem o cafea. Vedeți ce scrie aici? Gratuit. Spune cum ai zis la chestia 0354 asta. Deci trebuie să spune colega. 101315. Ce spune? Cum ai zis colega la asta? Măcinător. Mâine facem o cafea la măcinător. Extraordinar. Bă, frate, dar tu ești killing Romanian language. Adică... Păi nu putem viola această limbă română chiar așa, măcinător de cafea. Da. Telefonul verifică. Telefonul sună într-un... Da. E ok? Hai să le spunem că dăm 4 cafele. Nu 4 cafele, da. Deci, dragilor, 4 cafele. Nu contează că ați mai câștigat sau nu. 4 cafele la Cafe Bistro. Da, ieri m-am speriat. Dar, apropo, nu... Ieri am speriat cu a sunat cu domnul care a câștigat și s-a dus să geară banii pe cafea. Alaltă ieri, măi. Ieri a sunat o domnișoară. Ieri a sunat o domnișoară și a și câștigat. Hai să vedem, repede. Concurs 0354-101-315. Cine s-a trezit la ora asta și vrea 4 cafele la Cafe Bistro Master? Uite că noi deja și pregătit una. Asta e a mea, că ieri ai băut tu, Ciprian. Absolut, nu. No, dar te rog, a ta-i făcut la măcinătoare, dragă. Da. Ce are? Stai-ți văd dacă pot să rup și eu ca și tine. Ia să vedem. Hai să vedem. Nimeni nu vrea cafea în dimineața asta, nu așa. Invers. Uite cum, bă, dar mă las cu zahărul ăla rup la mijloc. În jos. Așa. Wow. Mai facem, mai pulsăm cu patru ouă sau cu colegul? 4 cafele de la Cafe Bistro Master. Încă nu s-a trezit lumea. Da. Lumea, 4
4 cafele. Să mă așez la locul meu. Sună telefonul. Să-mi beau cafeluța de dimineață. Hai să vedem. Hai că telefonul sună. Cine vrea? Telefonul sună într-una. Cine vrea cafea? Dar de ce s-a trezit așa târziu? Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă? Cu Arpi. Arpi, Arpi, foarte bine ai făcut că te treziști așa dintr-o dată. Și să vezi ce te trezim noi după ce îți dăm și 4 cafele. 4 cafele. Da. Care vin... Cu cine te duci să bei cafeaua, dacă o câștigi? Cred că cu niște prieteni și cu nevastă mea mai frumoasă. Foarte bine faci. Pentru chestia asta ai câștigat 4 cafele. Dar trebuie să aibă numai 2 prieteni și nevasta, adică nu foarte mulți prieteni. Păi nu, am zis 4 de toate, faci el calculele după aia. Deci 4 cafele de la Cafe Bistro Master ai câștigat chiar acum. Și ce să zicem, te felicităm și să vii după talon. Să nu închizi, să-ți ia colegii datele și... Da, bun, mersi, mersi de telefon. Mulțumim tare mult. Poftă mare acolo, că e bună cafeaua. Așa. Trecem pe pagina noastră de Facebook, unde am ajuns la o cifră interesantă. 323 de like-uri. Cea mai bună dimineață ne cauți pe Facebook sau în Google Cea mai bună dimineață, pentru că ne găsești pe site-ul ceamaibunadimineața.ro. Acolo vezi și ultima emisiune, cea de ieri cu clătitele, în care, nu-i așa, am gătit niște clătite, vă spunem noi, au fost delicioase. Clătitele delicioase. Hai să vedem ceva funny, da. Funny? Hai. Aserei zu bringen. Den elektrisch geladenen Plastikknochen hätten wir gar nicht kaufen müssen. Der Hund von Helmut Karasek. Brauchen wir Stunden, um alles mit unseren Fusseln einzusauen und die Alte holt einfach den Staubsauger. Wenn Sie diesen wehrlosen Tieren helfen wollen, Spendenkonto 66 66 77 bei der Käseburger Sparkasse. Da. Bună, bună asta! Vreau să-mi lăsă și 3 câini, n-o să mai aspir? Nu, niciodată. Așa face și cuchiul meu. Cu aspiratorul. Câinilor le place. Nu, la cuchiul tău face aspiratorul așa cu el, la cât e atât de mare. Dacă te gândești bine, îl scapă în aspirator și îl găsești pe Cookie. Dar nu-l aduci la Deva pe Cookie. Nu știu dacă să-l aduc. De ce? Da, auzi, dar n-ai și un câine și aici. Ăla aici cu care te plimbai pe DN-ul. Acu era. E, la mântușul meu am. Păi ăla, ăla. Păi și ăla. Ăla ce câine? E un Shih Tzu. E foarte frumos. Păi și ăla, și ăla. Eu n-am înțeles numai nume de astea. Shih Tzu, Cookie. Păi Shih Tzu e rasa, bă. Shih Tzu e rasa, pe cățelul. Păi da, rasa, da, rasa. Rasa Shih Tzu. Mulți căței. Ce n-are voie? Am zis că trebuie să fete mulți căței. Eu am înțeles, trebuie să fete mâți căței. Am zis că dracu, asta mâți. Da. 1 februarie, calendarul zilei imediat, chiar acum. Întâi februarie a fost ales în anul 1789 primul președinte al United States of America, George Washington. George Washington. Câți președinți a avut America, dragă? Zi? Cum nu avem poze cu George Washington? Scoate un dolar. Scoate, adică nu un dolar. O bagnotă. Pe care? Pe ce bagnotă e? Nu știu câți a fost. 9? Cum 9? Dacă, păi, dar fă-și tu un calcul. Din 89 până acum. Din 1789. Bagă așa cam la 4 ani. Bine, unii au stat și mai mult. Bă, de deci George Washington. George W. Washington. Deci, mai mult de deci cine-i vinovat 40? Că nu este... Și? Cine-i vinovat că nu este George Washington? Penalizat. George Washington. Cine nu l-a pus pe George Washington? Colega. Eu nu l-am pus. De ce? Păi, dar nu s-a născut. A fost ales născut, era, a apărut așa din neant, a fost teleportat de pe o navetă spațială, el nu s-a născut. El va fi președinte. Bă, a fost ales în 1789. Primul președinte al Statelor Unite. Păi da, dar nu s-a născut atunci. Păi și nu contează, păi, calendarul zilei nu-i numai cu aia care se nască, nu-i facem pentru maternitate, păi, dragă. Lui. Nu-i calendarul maternității al zilei respective. Care s-a născut? Nu. Ce s-a întâmplat un eveniment. În 1 februarie 1789 a fost ales primul președinte al Statelor Unite. Trebuie să se nască? Nu mă vede de pe Marte. Da. Hai să-l vedem pe George Washington. Uite-l.
George W. Colonel George W. Washington. Ăla era părul lui sau era perucă? Da, și foarte îndrăgit de altfel. Americanii sunt tare, cum să zic, apropiați de, nu de toți președinții. Au fost câțiva unii, care... Sunt unii care nu au fost, cel puțin cei din timpul războiului din Vietnam, nu prea erau apreciați. 1868 s-a născut Ștefan Lucian, pictorul ale cărui tablouri au făcut pe maestru Nicolae Grigorescu să exclame: în sfârșit am și eu un succesor. Da. Deci, Ștefan Lucian? Nu este nici Ștefan Lucian, că nu auzi colega de el, nu-i problemă, du-te mai departe. Nu, a lipsit la lecția de geografie. Bun, 1894, tot pe 1 februarie, s-a născut pictorul Lucian Grigorescu. Păi da, atâtea pictori. Păi nu-s atât, avem și noi câțiva. Avem pe Grigorescu, avem pe Lucian, cât crezi că avem? Ce e aici? Unde te crezi? 1895 s-a născut regizorul american John Ford. Nici de asta n-am. Nu e John Ford, lasă-l în pace. 1899 a luat ființă clubul german de fotbal Werder Bremen. Ce fotbal? N-am văzut ea destul la seară la sală, mai vrei să mai zică ceva? 1901 s-a născut actorul de film Clark Gable, supranumit The King, laureat a premiului Oscar în anul 1934. Pe asta l-avem. Văduva veselă s-a întâmplat într-o noapte pe aripile vântului. Vinului. Vinului, uite-l. Da. Clark Gable, asta super. E chiar un important, pe rest. Da, da, normal, ce film l-ai văzut? Important. Da, ăsta Lucian și nu sunt importanți, Grigorescu, nu au nimic ca toată. Cine a auzit de ei, nu? Zi, Carcu Boy, cine a pictat? Un pictor. Normal, că doar nu era bun zugrav. Trebuie să zici unul cu lavabilul. A dat acolo și a ieșit un Carcu Boy pe perete. 1914. Ce-ai făcut? S-a închis. Intră în funcție prima instalație centralizată feroviară din România pe linia București, Ploiești. Și în 1922 s-a născut soprana italiană Renata Tebaldi, una dintre vocile de aur ale muzicii de operă. O avem și pe aceasta. O avem și pe aceasta, nu că ai ști cine, dar ți-o plăcut cum sună. În 26 s-a născut actorul canadian Leslie Nielsen, veteran al cinematografiei cu peste 60 de filme. Leslie Nielsen, da. La activ și peste 1500 de apariții în, da, uite. Un polițist cu explozie întârziată, foarte da. Tare serie. Exact. De Octavian Sava ai auzit, peste 1500 de apariții a avut, da? În show-uri. În 28, Octavian Sava, dramaturg, realizator TV, autor de texte umoristice. Nu? 1931 s-a născut Boris Yeltsin, om politic, primul președinte al Federației Ruse. Boris Nikolaevich Yeltsin. De Washington, hai că înțeleg, dar de Yeltsin... Care e lângă tine? Ai auzit de Yeltsin? N-ai tu treabă. Vezi, oamenii ăștia sunt fericiți. Pentru ei nu vine apocalipsa niciodată. Pentru că dacă se întâmplă, Doamne ferește, batem în lemn. Un război, un răzbel și cad niște bombe, iau să trezească și să zică: oh, meteoriți, ce frumos! Dar dacă n-ai trecut 1946, programa alea Republicii Ungare. Și aici ce poți trebuie să scoat? Cu Albert. Albert, trece aici. Nu trece aici, că tu ești de vină. Dar n-am putut cu Albert. 1958, primul satelit al Americii de pe Google. Primul satelit al Americii este lansat cu succes în cosmos, plasat pe orbită terestră de pe racheta Jupiter. Sea Explorer este destinat să transmită semnale pe Pământ prin cele două emițătoare de la o distanță valindă 340 și 2900. Rebecca, deci astăzi ai nota 4, jur. S-a născut prințesa Stefanie de Monaco, fiica cea mai mică a prințesei Grace și a prințelor Ranier de Monaco. Ai auzit de Stefanie de Monaco, cumva? Da, am căutat-o și nu cred că am găsit-o. Nu, era plecată. Era în Kenya, într-o excursie și n-ai avut cum să o găsești. Stefanie de Monaco. Ai auzit de Stefanie de Monaco? Da. Unde e Monaco? Ui. Unde? Nu pot să zic. În Cehia, dar lângă Praga. Nu mai. Unde e principatul de Monaco, Monte Carlo? În Arabia Saudită. Am căutat pe Google, dar nu am găsit nicio poză. Vrei să caut acum să arăt 10 poze cu Stefanie de Monaco? Și ca să nu mai zic că fac pariu că nici pe Brandon Lee nu-l avem. Fiul legendarului Bruce Lee, 1965. Bala, ăsta. Și ăsta, cine e ăsta? Acesta. Acesta. Dar lasă-l pe ăsta, cine e Brandon Lee? Fiul? Lui? Bruce Lee. Care Bruce Lee cine? Bruce Lee ce? Că ai mai întrebat-o. Era actor. Întrebat. Nu, te-am întrebat cine era Bruce Lee. Actor, ce făcea? Filme? Ce filme făcea? Lupte. Comedii, mi-ai zis odată. Nu, era luptător. Luptător, era, da, era de la clubul de lupte de aici, din... Bagă-l pe Brandon Lee, măcar pe ăla. Frumos băiat, bărbat. Da, bă, amândoi, o moarte trage, o moarte ciudată. Nu a jucat în The Crown, în corbul. Ba da.
Da, chiar acolo și muri la filmări. La filmări. 1965 s-a născut Sherry Fenn, actriță americană din serialul Twin Peaks. Măcar pe asta, da. O avem, da. O avem. Ai văzut? 1968. N-ai văzut? Sunt sigur că o să avem poză la 1968, pentru că pe data în t-shirt s-a născut Lisa Marie Presley, fiica celebrului Elvis Presley. No. Cea care a jucat în serialul de Dallas, ce? A jucat într-un polițist cu explozie întârziată. De ce nu avem pe Lisa fiica Marie? Care a fost și căsătorită cu Michael Jackson, de altfel. Da. Da. Da, da, dar tu nu știi, n-ai te treabă cum. 1974, Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1974. Da, da, nu, că nu s-a născut, nu avem treabă, și nu s-a născut, nu e. Da, dar acesta știe toată lumea. O, păi de ce să-l mai dăm dacă știe toată lumea, nu? Ce chestie, deși atent, pe ăștia cunoscuți pe care îi cunoaștem să nu-i mai dăm, că îi știe toată lumea. Trebuie să-i facem public și pe cei necunoscuți. A, să dăm iluștri necunoscuți. Extraordinar. 1995. Dar n-ai dat nici necunoscut, nici cunoscut. Nu mi-ai dat nicio poză cu nimic. 1995, România semnează la Strasburg, alături de alte 20 de state, Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților. Și ce o să fac de acum? Restul poate la ea ortodoxi. Știi ce o să fac? Uite, la de și în 2003, acolo, pe data de 1 februarie, naveta americană Columbia se dezintegrează la reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 63 de km. Naveta a fost lansată în anul 1988. Mi-a trecut mie așa un gând acum. S-a trecut un gând la și la 28-a misiune. Și au pierdut viața atunci 7 astronauți, din care 6 americani. Și unul israelian, da, cu ce și cu naveta Columbia. Cine a pus să meargă, nu? Nu puteau să stai pe pământ, da. S-au dus și ei în spațiu. S-au dus în spațiu, da. Zim de niște sfinți. De acum încolo te pun să găsești poze cu sfinții, că ți-e mult mai ușor. Nu. Să văd de unde găsești de tu acum pe... De acum încolo să scot poze pentru tot calendarul, să aveți unde alege. Pentru tot? Nu găsești nici pentru jumate sau un sfert. Da, o să caut. Calendarul zilei, da. Calendarul ortodox. Înainte prăznuirea întâmpinării Domnului, Sfântul Mucenic Trifon, Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas. Deci te rog să le găsești pe astea. Ești cea mai tare. Da. Cam atât. În această zi este sărbătorită înainte prăznuirea aducerii la templu din Ierusalim a Domnului nostru Iisus Hristos la 40 de zile de la nașterea sa. Avem datele meteo chiar acum. Și bine v-am găsit la rubrica Meteo. Dacă credeați că se încălzește și vom scăpa de ninsori, iată că au venit ploile. Cer noros și precipitații sunt așteptate astăzi pe tot parcursul zilei. Acum la Deva se înregistrează o temperatură de 3 grade, la Hunedoara avem 4 grade, la Călan 2 grade, la Hațec și la Petroșan avem 0 grade. Maximele de astăzi vor atinge 7 grade Celsius și în weekend vom avea vreme destul de frumoasă, ploile se vor opri și maximele vor atinge chiar 11 grade Celsius. Aceasta a fost prognoza meteo pentru astăzi. Vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână plăcută. Mulțumim tare mult! Luăm o scurtă pauză de publicitate aerobic și revenim în direct. Amara. Tocmai am aflat că la Bâlea Lac se sfințește Biserica de Gheață. Și... un lucru interesant pentru cei care poate merg în weekendul acesta. Scuze dacă merge cineva din județul nostru la... la Bâlea. Dar mă tot, rog de fosta mea colegă să facem o intervenție în direct, dar nu vrea. Hai să vă zicem câteva din știrile, că tot nu e... Nu, horoscop, după știri? Ce horoscop? Bă, lăsați-vă cu horoscopul ăsta. Horoscopele sunt toate la fel. Probabil, ce de acasă? Dacă acum nu îmi spui câți oameni au fost gazați în primele 3 zile la Dachau, o să pleci. Tu nu știu unde Dachau, dar am înțeles, bă. De ce crezi că face calendarul colega cu Flavius? Deci voi, dacă faceți calendarul, e degeaba. Îl facem, uite, cine vinovat ai. Ca și Fulga. Știi cine-i Fulga? Cine-i Fulga? Oh, lasă așa. Știu cine-i Fulga, cum să nu știu cine-i Fulga? Cine-i Fulga? Cine-i? Cine-i Fulga? Lua cu țacar de lapte. Da, un preot a băgat 3 oameni în spital. E o știre tare. Bine că nu i-a băgat în mormânt, că era mai așa, dar...
adică... Păi nu, nu-i mai bagă de destul, te bagă în spital. Da, nu, așa era știrea, coleg. Deci s-a, adică preotul din Eforie Nord, e nu așa de oriunde, s-a urcat ieri beat la volan, a provocat un grav accident în centrul orașului Constanța și a trimis pe oameni la spital. După ce ies de la spital, dacă ies în stare bună, mai vorbesc cu ei. Dacă cumva se întâmplă ceva la spital, cred că le face slujba gratis, dacă tot i-a băgat acolo. Tot pe păcăștigă, oricum ar fi. Ce noroc, a pariat un leu și a câștigat 100.000, am văzut unul. Auzi, doar o singură întrebare. Fără să... Din ce zona al țării crezi că era acest câștigător? Moldova 100%. Am dreptate. De la Iași. Nu știu, dar nici nu mă mai puteam uita la... Cum erau alea? Bingo sau emisiunile alea cu... De tot super câștigat. Bingo. Super bingo, super bingo sus și bingo jos. Sau la loteria română când se anunță un câștigător. Bineînțeles, este din... Moldova. Moldova! Horoscop. Oamenii mănâncă mai, mult, mai multe... De alea mici. Mâmâuri de alea mici? Da. Așa, bă. Să puneți în practică ideile de afaceri care vă vin în această dimineață. La nevoie, nu ezitați să vă împrumutați de la o rudă mai în vârstă. Vă sfătuim să țineți cont și de sugestiile partenerului de viață. Taur, vă vizitează un prieten de familie care vă propune o colaborare pe termen lung. Spre seară vă schimbați programul și acceptați să mergeți la o petrecere. Niciun caz, dorm, știi cum dorm de seară. Vă sfătuim să fiți cumpătat pentru că sunteți predispus la probleme digestive. Cine? J. Aoleu, colegul, să nu prea bagi, ușor. Astăzi cu ceaiuri, cu din alea. Da, nu prăjeli. Nu, nimic. Fără prăjeli. Nimic. Gemeni, planurile dumneavoastră de afaceri încep să se materializeze. Nu este exclus să începeți o activitate nouă cu mari șanse de reușită. Adică să faci tu, să faci tu calendarul ca lumea, da? Asta spunea și ieri. Păi nu, asta e despre calendar. Se întrevede o călătorie în care puteți avea satisfacții pe plan material și sentimental. Vă recomandăm să țineți cont de sfaturile unei femei mai în vârstă. Da. Cam atât. Mâine plec acasă. Cu cine? Nu pot să-ți zic. Nu cu mine, nu cu el. Cu mașina. Cu mașina. Rac. Este o zi bună pentru a vă consolida relațiile sociale și de afaceri. Relațiile cu persoana iubită sunt favorizate în mod special. Aveți ocazia să faceți investiții care vă vor aduce profituri frumoase, dar vă sfătuim să aveți răbdare până încep să apară rezultatele. Ar fi bine să profitați de ocaziile care vi se oferă, dar nu vă forțați norocul. Leu, la o întâlnire cu prietenii faceți cunoștință cu o persoană deosebită care vă ajută să intrați în afaceri. Vă puteți îndeplini visele destul de repede cu condiția să evitați orice fel de speculații. Relațiile cu persoane iubite sunt foarte bune, mai ales după amiază. Atale sunt foarte scurte. Dar cum e aia să fie relațiile foarte bune după amiază? Păi da, după amiază. Dimineața nu se văd. Dimineața și seara? Îți plecați să cumpere o reducere. Fecioară, o cunoștință vă propune să colaborați într-o afacere. Vă sfătuim să acceptați pentru că sunt șanse să scăpați de problemele financiare. Ar fi bine să vă ocupați și de problemele de familie. Încercați să terminați ce ați început. Vă sfătuim să aveți răbdare cu partenerul de viață și să-i ascultați sugestiile. Mi-e foame. Și mie. Dar știi de ce, colegul? Că eram obișnuit ieri cu glătitele alea, cu... Cred că facem o rubrică culinară pe la ora asta, așa? Ne-au prins bine ieri clătitele. Deci fii atent. Iar vorbiți de mâncare. Aseară, după ce plecăm de la Cupa Liceu... Să nu zici că ai mers și ai mâncat acasă. Nu, eu ți-am zis că-s la cură. Păi asta, mă, și miram. Plec cu cineva cu mașina. Să-i spune mix. Da. Ma, și vreau să fiu și eu romantic. Becuri în oraș, nebunii, o piesă frumoasă. Așa. La care persoana de lângă spune: nu vrei să mergem până la geam? La geam. Să mange ceva. Mange? Le mange? Nu, mange. No. Seara, 10:30. Se poate, colegul. Deci femeile în ziua de astăzi sunt nu mai niște au... insensibile. Lele, bagă. Da. Bagă, Loredana. Trebuie să vă prezint într-o zi. Deci... Bagă, Loredana. Mă întrebă, 10:30 se Alina. Cei din zodia Mariana. Ce trăiesc? Pentru că ei nu primesc niciodată. Marinela, bagă. Auzi? Deci, balanță. Ascultați.
O întâlnire neașteptată vă dă programul peste cap. Vă sfătuim să vă abțineți de la speculații. Ar fi bine să nu promiteți nimic dacă nu sunteți siguri că puteți să vă țineți de cuvânt. Scurt, fără bani. Gata. Scorpion, aveți un spirit practic deosebit și prindeți din zbor afacere profitabilă. În plus, ar putea să vi se propună o colaborare. Vă recomandăm să nu luați nicio decizie importantă fără să vă consultați cu partenerul de viață. După amiază s-ar putea să aveți musafir de la care primiți un cadou deosebit. Deosebit. Săgetător, vă sfătuim să nu începeți nimic nou până nu terminați treburile urgente. Comunicați cu multă ușurință și aveți posibilitatea să faceți prieteni noi. Puteți avea succes în activitățile casnice, dar este recomandabil să nu luați decizii de unul singur. Capricorn, sunteți într-o formă deosebită de care vă sfătuim să profitați. Este o zi bună pentru investiții, dar și relațiile sentimentale sunt favorizate. Pe plan financiar nu aveți probleme, iar cu sănătatea stați bine. Petreceți seara în mijlocul familiei. Vărsător, intuiția vă poate ajuta să rezolvați probleme importante, dar ar fi bine să țineți seama și de părerile partenerului de viață. Nu neglijați problemele casnice. După amiază s-ar putea ca o rudă bolnavă să vă ceară ajutorul. Da. Pești, sunteți hotărâți să începeți o viață nouă și intenționați să vă apucați de afaceri. Puteți fi optimist pentru că aveți șanse mari de reușită și, în final, stați bine cu sănătatea, dar vă recomandăm să nu neglijați odihna, dragi pești. Și cu asta am încheiat și calendarul din ziua de astăzi. Horoscop. Horoscop, mă gândesc, eu am rămas băgat cu calendarul, că... Începem weekendul foarte refreshing, cu un fresh de portocale, recomandarea pentru astăzi. Wow. Suntem fresh! Ce poate fi mai sănătos decât un pahar cu suc natural de portocale? De ce un fresh de portocale? Deoarece portocalele reprezintă o bogată sursă de vitamine. Freshului de portocale am adăugat sirop de grenadin pentru un plus de savoare. Pentru o porție de vitamine și bună dispoziție, vă așteptăm la Cafe Bistro by Master. Tu nu ești un mare fan de Facebook, dar în momentul în care ai un cont de Facebook, la un moment dat, în dreapta, îți apare People You May Know. Adică, oameni pe care s-ar putea să-i știe. Și vezi tot felul de pseudonime, nume. Fii atent aici ce mi apare. Alintata de Bau Bau. S-ar putea să o știi? Păi și vezi ce-i cu ea. De unde știi? De unde să știi? Pe mine asta cu oameni pe care putea să știi o chestie asta. Pe mine mă enervează aia la Facebook. Patru persoane, adică Alina, Marinica, Virginica și Pitilica s-au bucurat de poza asta. Și au și încă 20. Și aia cine sunt încă 20? Păi ori mi-a răs pe toți. Dar cum să te cheme Alintata de Bau Bau? Păi de cine-i? Nu, nu poți să te duci pe Alintata de Alintata de Bau Bau. Auziți, dragilor, un bărbat se îmbogățește de pe urma vomei de balenă. Yeah. Cum, ue? Vezi câți bani i s-au oferit pe aurul plutitor și de ce este așa prețios? Deci, dar știi cum produce voma de balenă? O are într-un bazin și îi pune Cancan TV sau ceva. O gâdilă. Nu o gâdilă. Se uită și scrie vomă. E cu totul altceva. E la alt registru. Răzbunarea unui electrician i-a tăiat curentul polițistului care îi luase permisul auto. Asta e tare. Ce ești de meserie? Electrician. Nu las că văd de unde stai. Cine te cheamă? Cum te cheamă? Te găsesc eu. Și a tăiat curentul omule. Volgograd își va relua pentru o zi numele de Stalingrad. Vezi motivul. Volgograd își va relua numele pentru o zi de Stalingrad. Pentru că tot am terminat de curând de citit horoscopul, vreau să spun ce zic zodiile după ce fac dragoste. Zodiile sau ce zic ăia din zodiile? Berbec avem? N-avem. Super! Hai să o facem din nou. Taur,
Adică Flavius. Da. Mi-e foame. Păi să iau pizza. Nu, mereți la fast food. Hai. Da. Gemeni. Ai văzut pe undeva telecomanda? Rac. Când ziceai că ne căsătorim? Oh. Leu. Zic că n-a fost fantastic. Fecioară. Na. Că mi-ai dat de lucru și acum trebuie să spălgi arceafurile. Balanță. Mi-a plăcut. Pentru că ți-a plăcut și ție. Bravo. Albert. Da. Scorpion. Poate că ar trebui să te dezleg înainte să plec. Aoleu. Săgetător. Nu mă suna, că te sun eu. Îți scriu pe Facebook. Îți trimit un SMS, îți scriu pe Facebook. Capricorn. Ai cumva o carte de vizită? Da. Vărsător. Da, colegul. Acum, hai să o facem fără haine pe noi. Și pești, cred că asta e cea tare la pești. Cum ziceai că te cheamă? Ah, da. Bun. Hai să faci fără haine până ca și aia. Dacă sunteți cu minți, vă băgăm și apă în bazin la anul când săriți în ea. La o scurtă pauză de publicitate, Todorus și revenim. Pută că o faci repede. Da, ora, nu ora. Vorbeam săptămâna că... viitoare facem o omletă. Da. Și că o să, vorbeam cu o să pută. Pută e un cuvânt... În germană, pută înseamnă curcan. Da, deci da. Nu e. Dăm ouă! Dăm ouă! Hai să dăm 30 de ouă de la Avis și cea mai bună dimineață. Noi acum ne făceam planurile cum aranjăm mesele aici pentru săptămâna viitoare. Facem omletă cu omletă, bacon, da? Și cu parmezan. Mamă! Ce bună! Da, luni? Da, luni iar e cu chestii culinare. Luni are cu mâncare. Vine bucătarul. Wow. Bucătarul italian luni. Vine Paolo. Facem una cosa molto bella. Iau un bună, ce acolo? Colega, tocmai îți scrie cineva că e foarte greu să faci clătite. Te apropii cu pași repezi de titulatura de cif. Wow! Da. Hai, 0354-101-315. Pentru... Bună dimineața! Niște ouă? Uitați-vă. Bună, la... Dimi! Alo! Alo! Acum, bună, acum, Dimi! Dintr-o dată, da. Cu cine avem onoarea? Alo! Alo? Alo, nu ne auzim, e o problemă de tehnică. Alo, bună dimineața. Neața, bună, cu cine avem onoarea? Cornel. Cornel? Cornel din Hunedoara. Cornel din Hunedoara? Da. Bravo, Cornel din Hunedoara. Cornel, ai mai câștigat la noi? Nu, cred. A, nu ăsta. Nu ai câștigat. Anu. Foarte bine. Cornel, ce faci la ora asta? Cum e vremea la Hunedoara? Ei, pot să mă urâtă. Poți omorâtă, dar oraș fain aveți acolo. Și da. încep în curând și meciurile cu FC Hunedoara, am venit și noi. Cornel, da. Zine ceva de o omletă, de ceva, cu o ouă, ce îți place, prepare? O rețetă. Colite portugheze. No, asta... Cornel, ne-ai dat Cornel, ne-ai dat pe spate cu asta, dar te rog să ni le spui cum îs. Cât de portugheze sunt? Se curăță și se taie în pelin. Da. De parte se spală câteva roșii, nu prea crope, se scot semințele. Se taie felin. O parte din acestea roșii se așează pe fundul unui faturii ce merge la foc bine unsă cu unt. Se presează puțină sare, atopă se așează felie de ouă, apoi încă un rând de roșii, se mai dă sare, se pune unt topit, se presează puțin cașcava ras, se dă la cuptor la foc potrivit. Mă n-auzi. Și apoi delicios. Ouă răscolite portugheză. No, da, wow. Felicitări. Da. Uite. Dar răscolite bine. Dă-i colega 30 de ouă. 30 de ouă. Da, 30 de ouă. 30 de ouă. Pentru că mulțumesc frumos. Avis și cea mai bună dimineață. Mulțumim foarte tare rețeta. Bă, colegul. Bă, rețeta din asta nici că am auzit până acum. No, ți-ai notat-o? Da. De asta se face azi. Deci, dacă nu apar cu niște răscolite portugheze, o faci într-un vas de iena, că dă bine. E greu. Nu-i greu. Deci, de acasă, deci, e ca și la lasagne. Un rând de una, un rând de alta. Deci prima dată roșiile pe fund. Promit că o să aduc. Nu săptămâna apoi asta, ouăle, deci atent, ouăle tăiate, deci le tai așa felii. Și după aceea mai vin un rând de roșii și după aceea deasupra cașcaval ca să se pătrundă. Și după aceea se bagă la cuptor, nu? Da, da, la cuptor. Wow. Ha? Niște chestii. Răscoala acolo. Răscoala din stomac. Bun. Îmi spune cineva că dacă ajungi la 50 de kilograme, atunci e clar că ai învățat să gătești. Sau s-a deschis încă un nou fast food la Deva. E tare asta. Asta e tare, tare. Da. Hai să vedem revista presii.
Alocări pentru 2013, circa 1 miliard de lei de la guvern sau UE pentru infrastructura județului. Detalii în pagina a treia, este articolul din Serul Sunedoara. Foarte pe scurt, printre investițiile care vor primi fonduri, cel puțin pe hârtie, în acest an se numără cele două porțiuni de autostradă ce traversează zona, dar și tronsoane CFR. Și în 2013 continuă lucrările la autostrada Deva-Orăștie. 700 de milioane de lei sunt alocate în 2013 tronsonului Orăștie-Sibiu. Sperăm da, să ajungem din Glasul Hunedoarei aflăm așa, de pe prima pagină, gropile de pe DN7 au răsărit precum ciupercile după ploaie, țepele prin SMS s-au mutat pe telefonul fix și captură de substanțe toxice la Deva. Un cetățean din comuna Buceș a fost prins deținând peste 10 kg de mercur. Elevii, cam mult, așa e? Cam mult mercur, cam multe termometre. În curând începe simularea și în județul nostru. Elevii hunedoreni se pregătesc de BAC sau evaluarea națională de probă. Circa 4500 de licenți sunt acceptați la simularea de la BAC și bilanț ONRC în județul Hunedoara cu 8% mai puține firme înființate anul trecut comparativ cu 2011. 19.314 firme active erau în județ la sfârșitul anului trecut. Da. Tinerii prinși în flagrante în timp ce încercau să fură peste 2 tone de cărbune direct din vagon, bineînțeles. Director nou la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara. Cine este? Vrei să și spun? Da. Are conducere nouă Alexandru Ion Demeter. Fiul medicului Ion Demeter a fost numit prin ordin de ministru director executiv al instituției, care a fost la noi în emisiune. Da. Îl știi, nu? Care face și niște poze foarte frumoase. Acum o să-l chemăm și în această calitate de director. Două hunedorence au dat 10.000 de lei de bunăvoie unor escroci. Doamne, ferește! Da, prin telefon. Adică, bă, frate, știi să-ți spun din alea că ai câștigat, dar trebuie să plătiți înainte nu știu ce. Cum poți să fii așa credul? Habar nu știu. Pompierii intenționează să achiziționeze auto specială 3-in-1. Pentru teren accidentat. Ia uite cum arată colegul autospecial asta. Trebuie să invităm pe Anemona să ne spună despre ea. Și o stâncă s-a prăbușit peste un șofer de tir în defileul Jiului. Un șofer de tir a fost la un pas de moarte ieri, în timp ce traversa defileul, după ce stânga s-a desprins de pe un versant. Ce avem despre Cupa Liceului? Trebuie să avem ceva. Pe defileul Jiului, undeva pe la mijloc, a picat. Restaurantul, nu zic că e reclamă, weekend cu filme pe toate gusturile. Unde? Da, ceva de genul. Festivalul filmului maghiar. Da. La teatru, da. La teatru, nu? Bă, deci da, Tamara Eccleston. Eccleston îți spune ceva numele, nu? Bernie Eccleston. Și Tamara e fătuca. Ficăsă. Fătuca din dotare. Auzi ce a făcut. Năcăjâta. Tu, Tamaru, hăi, pui pe tine. A dat 50... A plătit 50.000 de dolari pentru băutură cu prietenii. Le-a zis, bă, veniți la o cinzeacă. Da. 50.000 de coco. Nu de Săcur. Coco, colegul, de ăștialalți, verzișori. Dar stai să vedem, că trebuie să văd. Deci chestia asta nu mă interesează. Chestia asta trebuie citită. Ce-a făcut asta? Unde i-a dus, frate, pe ăștia? În club tânăr în vârstă de 28 de ani a comandat 28 de sticle de șampanie cristal și o sticlă de vodka Grey Goose. O vodka din asta șmechere. Acestora li s-au mai adăugat încă alte 6 sticle de băuturi fine și scumpe. Plus bacșișul aferent. Toată distracția, că au venit nota de plată, a zis omul, a scris acolo, 48.324,29 de cenți. Hai zi de Cupa Liceelor ceva pe final, că intrăm în știri. Claudiu Savne anunță finală fără istorie, sportive au reușit tripla... Bineînțeles, o să discutăm despre asta mai mult cu invitații zilei, pe care îi așteptăm aici, din câștigător, nu? Da. Deci, iată, sportivul a câștigat pentru a treia oară Cupa Big și într-un meci, așa cum se spune, fără istoric, dar de altfel, strâns, nu, pentru că eu zic că părerea mea a fost că cei de la Energetic s-au bătut cam singuri de data asta. Chiar
Bun, să recunoaștem că cei de la sportivi au fost mai buni, într-adevăr, dar energeticienii s-au bătut singuri. Oricum, felicitări tuturor. Anunțăm și numărul de SMS pentru ora următoare, 0720-571-574, cu tarif normal. Reține-l, 0720-571-574. Vin ceva știri și pauze. Trezite de mesaje încă de pe acum. Vin știrile după pauză, ne revedem în ora cu numărul 2. Mi-ai citit pe Luna. Nu te supăra, lasă instalația aici. Ce ai cu instalația? Colegul host de biscuiți și cerul lider. Host de biscuiți? Da, în Germania. Wow, cât a furat? Nu a furat, să vezi tu ce a furat. Un Robin Hood al biscuiților a furat logo-ul companiei germane producătoare de biscuiți de la Balsen, celebri biscuiți. Și îl șantajează pe directorul acesteia, cerându-i într-o scrisoare de răscumpărare să ofere biscuiți tuturor copiilor internați în spitalele din Hanovra, informează AFP. Totul a început prin furtul logo-ului companiei, un biscuit din metal auriu, greu de 20 de kilograme, agățat de peste 100 de ani la o înălțime de 5 metri, pe fața sediului general al companiei, Balsen, aflat în orașul Hanovra din nordul Germaniei. Îți dai seama, deci compania... Dita mai clădirea, la 5 metri înălțime, deasupra intrării era biscuitele ăsta mare, de 20 de kg. Nu știu cum a ajuns omul și l-a furat. Și ce cere el acum? Adică îți dai seama că nu-i trebuie bani, dar are niște pretenții. Furtul acelui logo a fost revendicat câteva zile mai târziu printr-o scrisoare de stradă conducere companiei și unui ziar local, afirmă poliția germană. Autorul cere companiei Balsen să ofere biscuiți tuturor pacienților internați în spitalul pentru copii din Hanovra. Foarte tare! Și le zice omul în scrisoare. Să oferiți doar acei biscuiți fabricați integral din lapte, nu pe aceia care au ciocolată neagră pe deasupra. Precizează autorul furtului în această scrisoare, redactată așa cum o cere tradiția, cu ajutorul unor litere decupate din ziare, bineînțeles, nu? Hoțul solicită totodată ca întreaga sumă de 1000 de euro promise de compania Balsen oricărei persoane care oferă informații despre acel furt să fie donată unui adăpost pentru animale din regiune. Wow. O bună adevărat Robin Hood. Adică nu se poate chiar așa. Bun, hai să vedem ce zici și compania. Nu ne vom lăsa șantajați, a precizat Werner Balsen, citat de presa germană. Această afacere de familie care exportă biscuiți în 80 de țări, printre care și România, a anunțat totuși că va oferi 52.000 de biscuiți în favoarea a 52 de instituții specializate în asistență socială. Conducerea firmei germane spune totodată că această inițiativă nu reprezintă în niciun caz o campanie de marketing, cum se mai face colegul pe ascuns. Da. Câteodată marile companii, ai văzut, în momentul în care nu se mai vând sau sunt... Le aranjează. Bagă o chestie de genul ăsta și automat revin pe prima pagina ziarelor, să spunem așa. Hai să-i salutăm pe prietenii noștri de la Sport Class. Că tot mă uitam la pagina asta de Facebook, a venit un like de la Emil, pe care îl salutăm, un like la fresh-ul de portocale pe care l-am avut. Emil se uită la noi acum? Da. Fantastic. Emil, te salutăm. Da. Și ne pregătim la, sau de, știați că? Da, știați că... Statuia Libertății din New York este un cadou al Franței făcut Statelor Unite ale Americii cu ocazia aniversării a 100 de ani de la declararea independenței. Aceasta măsoară 93 de centimetri și este învelită de cupru. Și mai știați că... Atâta. Ce? E statuia 93 de centimetri. De centimetri, ai zis. Îmi cer scuze, de metri. Îmi cer scuze de cupru, bine. Da. Cum este învelită de cupru? Este învelită în cupru. Oh. Bun. Da. Și mai știați că coroana, cele 7 vârfuri ale coroanei, reprezintă cele 7 continente ale lumii. Care sunt acestea? Ai să ți le spun? Da. Asia. În ordine alfabetic. Da. Asia, Australia, Africa, America de Nord, America de Sud... Europa și mai unul. Ăla unde e frig? Antarctica. Ai văzut? Bravo. Ai văzut, băi, cine știe geografia aici? Da. Așa. Slab. Nu știți nimic. Nu știți nimic, da. Da. Bravo.
Bravo. 10. Pentru asta primești un hamburger. Deci a plăcut geografia, spre deosebire de istorie. Dar nu ți-a spus azi dimineață cu peșterea muierii, cu... Aia mi-a spus unde a fost Flavius ieri, dar... Cu agrou de la Auschwitz. Da. Nu, cu istoria nu băgați la istorie, că a zis că nu, la istorie nu. La geografie știe. La geografie, 10. A fost și la geografie la toate orele. Mai puțin la alea de sport. La alea chiar n-am fost. La sport n-ai fost. N-am fost. Curs valuta. Cursul VNR de astăzi este 1 euro 4,38 lei, iar 1 dolar 3,23 lei. Și în câteva momente vom vedea și cursul de la Casa de Schimb Valutar. Aici, 1 euro se cumpără cu 4,36 lei și se vinde cu 4,40 lei, 1 dolar se cumpără cu 3,21 lei și se vinde cu 3,30 lei, lira sterlină se cumpără cu 5 lei și 6 bani și se vinde cu 5,25 lei, iar francul elvețian se cumpără cu 3,50 lei și se vinde cu 3,60 lei. Mulțumim tare mult, se pare că leul se mai întărește și dolarul pe care Albert dorește să-l schimbe în ultima vreme din ce în ce mai des. Asta e un lucru bun care ce schimba. Întotdeauna. Cam subțire, nu? De la 3,60 lei și ceva la 3,30 lei și ceva, Albertin, ai pierdut ceva la chestia asta. Da, dar pentru cei care au rate în această monedă, da, e sunt cu francul elvețian cum stăm? Francul elvețian se menține. Unde se menține? Se menține pe poziții. Pe care? Cum pe care? Pe a mai crescut, a mai scăzut, a mai zil de el? A mai crescut foarte puțin. Ieri era, trebuie să spun cât era ieri. Spune-mi, da. 3,48 și astăzi este 3,50 la cumpărare. Și se vinde cu, ieri era 3,55 și astăzi se vinde cu 3,60. A saltat cu cereri din partea colegilor de militari. Gigi Becali a anunțat că va oferi bilete gratuite pentru cel puțin 100 de senatori și deputați din Parlamentul României la meciul Ajax Amsterdam Steaua. De ce era dat cu Putan Baltă Ciobanu și de data asta? Adică îl ofer la senatori care n-au bani. Dă-le 100 de bilete la ea în loc să le dai la niște copii. Latifundiarul din Pipera va pune la bătaie 100 de bilete în zona VIP. Asta de unul din Amsterdam a anunțat că frații săi din Parlament, trebuie să-și plătească singur deplasarea. Ce biletele frații săi? Du-te! Cu biletele la sectorul VIP costă, nu poți să le înjur pe țaran, 270 de euro. Gigi Becali va scoate din buzunar circa 30.000 de euro. Partida Ajax Amsterdam, așa cum știi, se va disputa pe s-a făcut iară de cacao, le-a dat la senator. Dă-le bă la aia că n-au bani. Da, auzi aici una tare, colegul. Berea nu predispune la apariția bursii. Ce zici de știrea asta? Deci poți să reîncep să beau bere. Deci știi că tu ziceai, bă, berea, nu, alea. Toată lumea spune că... Cel puțin așa susțin oameni de știință danezi, care nu e așa, sunt niște șmecheri, care au constatat că nu există nicio legătură între consumul de bere și apariția obezității abdominale. Nu există suficiente dovezi pentru a susține că un consum moderat și regulat de bere este responsabil de apariția burții. Au subliniat cercetătorii la Universitatea din Copenhaga, nu așa oriunde, ale căror rezultate a fost publicate în revista științifică Nutrition Review. Pe cum? Bun. Pilates, luăm un scurt moment de publicitate, după care revenim. Astăzi prezentă ochii de mireasă. Da? Da. Foarte bine. Zile tu. Zile. 323 de like-uri pe pagina noastră de Facebook. Avem mai mulți prieteni care ne-au postat lucruri interesante. Le mulțumim celor de la FC Hunedoara, pozele de ieri de la Cupa Liceelor. Uite, avem cupa. Uite cupa. Asta este cupa care s-a câștigat ieri, Cupa Big a Liceelor Fotbal ediția 4. 4. Au fost aproape 1000 de oameni în sala sporturilor din Deva, de mult n-a mai fost atâta lume în... Să știi că a fost full. Și la meciul de handball a fost vreo 20. Și sau nu, cam 25 au fost.
O să vorbim cu doi dintre componenții Colegiului Național Sportiv Cetatea Deva, cei care au câștigat ediția cu numărul 4. Care măturau erau pe 30. Din 4 ediții, 3 au fost câștigate de Colegiul Național Sportiv Cetate. Ieri, final a fost cu... Cam 32 de toți. Am făcut calculul. Colegul numără spectatorii de la handball? Da. Am înțeles. Erau câțiva care stau lângă sala sporturilor și n-aveau de lucru și mai erau câțiva. Nu, asta este, cu ce să facem? Hai să vedem rochii de mireasă, zici tu ceva, da. Colega. Măriți, când te măriți? Nu, căutam, făceam preselecții, căutam parteneri de viață pentru horoscop. Anul trecut? Nu, pentru horoscop. Păi și anul trecut ce-ți căutai? Păi, dar tot pentru horoscop. Făceam preselecții, auzi, colegul. Ce preselecție făceai? Caut. Caută, zi, fă un an, dă un anunț, pune-l pe Facebook. Cine vrea să devină partener de viață pentru horoscop? Atât, pentru cum, cum, auzi, alo. Pe colegul. Toți eu prost sau s-a stricat gramatica? S-a stricat gramatica, ha? Colegul. De ce? Nu mai repet o dată ce ai zis. Că acum plec acasă. Îmi caut partener de viață pentru horoscop? Ce prostie e asta? Da. Cum e aia? Păi doar ca să... Dar nu pricep. Nu, deci deslușește-mă. Îmi caut partener de viață pentru horoscop. Nu pricep o iotă. Tot timpul, în horoscop, îmi spune că mă cert cu partenerul de viață. Și am zis că îmi caut unul ca să am cu cine să mă cert. Pentru că nu scrie bine. Decât să, da. Decât să schimb horoscopul, mai bine caut partener. Acum ai înțeles? Hai să vedem cu rochile. Să fac niște ouă răscolite din Japonia? Mai degrabă. Bă. Vedem cu rochile. Dar ce să vedem? Zi de rochi. Dar cum adică pentru horoscop? Nu, eu am explicat, am înțeles varianta ta prelungită, prescurtată, refăcută și adăugată. Dar totuși, tu faci preselecție să cauți un partener de viață pentru horoscop. Bun, l-ai găsit. Ce face partenerul ăla de viață cu tine? Citiți amândoi horoscopul? Sau apare unde pentru horoscop? Că asta e ideea. Nu, vezi că nici nu ai înțeles cu la urmă ce faci cu partenerul. Mai. Să se îndeplinească ce scrie acolo. Să se îndeplinească. Și ce faci cu partenerul ăla dacă îl cauți? Bă, gică! E greu, a? E ok? Da, da. Dezvolte. Dezvoltă. Deci. Lasă să gândească până-ți rochile de mireasă. Da. Sau vrei acum zic să spun? Dar după, îmi faci explicația corectă? Da. Îmi faci un desen, că pot pricep eu mai greu. Rochile mai... de mireasă. Și vedem e prea de dimineață după. Pentru mine, sau nu înțeleg? Astăzi suntem din nou alături de Cristina. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi v-am pregătit machiajul de mireasă. Un machiaj cu totul și cu totul deosebit. Dar o să vă convingeți voi pe parcurs ce noi vom lucra împreună cu colega mea, Mariana. Văd că fetele sunt și îmbrăcate în rochii. Este o strâmbă legătură între machiaj, între freză și între rochie la acest eveniment. De aceea, noi am ales ca în salonul nostru să ajutăm miresele să armonizeze rochia cu machiajul și cu coafura.
viitoare. Caut un pic. 8 și 3. Ești în direct, nu mai căuta ușor pentru horoscop. Nu pentru horoscop, da. Dar ce mai cauți acum? Te arăt eu. Ai auzit asta, colegul? Nici cablul nu-ți mai stă, colega. Ți arăt eu. De ce ați lămurit-o? Ce e cu horoscop? Ai zis că mă explici. Nu-ți mai explici. Explică-i la colegul. Explică-mi. Caut bărbat pentru horoscop. Nu bărbat, caut partener. Partener. Da. Și ce? Caut partener pentru tenis, caut partener pentru ping-pong, caut partener pentru horoscop. Când scrie în horoscop că mă plimb sau că mă cer cu partenerul de viață, nu am partener de viață. Înțelegi? Lasă-o, Albert. Ce rog. Ai intrat? Uite-l pe Albert. Albert, știi că o să fac Albert dacă mai zice o propoziție de asta. O să dea un jaf armat la gogoșerea aia de lângă el. Și o să mânce la gogoș până face... Până... Bun. Face da. Un atac de apoplexie. Da. Pur și simplu. Acum am să văd pozele. Da, dacă tot... Vorbim despre gogoși, cred că merg gogoșii cu un fresh în dimineața aceasta. Auzi, niște gogoși nu am mâncat și noi. Într-o dimineață trebuie să mâncăm niște gogoși. Îți plac gogoșii? Aia chiar, facem și gogoși. Uite-l pe Vali. Facem, dar știi să facem gogoși? No, hai că încercăm să facem și gogoși. Ba, eu știu să fac. Da, uite. Îți dă colega niște gogoși. Îți dă colega niște gogoși într-o dimineață. Bine, hai să vedem fresh-ul până în gogoși. Ce poate fi mai sănătos decât un pahar cu suc natural de portocale? De ce un fresh de portocale? Deoarece portocalele reprezintă o bogată sursă de vitamine. Freshului de portocale am adăugat sirop de grenadin pentru un plus de savoare. Pentru o porție de vitamine și bună dispoziție, vă așteptăm la Cafe Bistro by Master. Da, un pic. Gata. Da, mai dă în stânga. Atât? Da. Aia e prima. Prima. Prima e ok. Da. Da. Ne uitam la starea vremii cu colegul și... Am constatat că ninge. Da. Nu? Dar nu la noi. Dar nu la noi. Ceva dulce. Rebecca, caut pe cineva să ne-mi aducă ceva dulce. Așa că te rog, te înscrii să ne aduci ceva dulce de dimineață. Turum. Na zile. Ce să mai zic? Vezi că te încap în cupa aia. Da. Prezintă-ne. Hai te rog, treci. În dimineața aceasta vom servi de la cofetăria Ice Ișlele. Delicioasele. Dar tu zici Ișlele. Că mânci hamburger așa, îl mănânci. Vreau să-l rup, să vezi cât e de cremos. Corect. Cremos, rupă-l. Cremos. Poftim, iau jumătatea asta. Da, păi după ce ai rupt-o, ce să mai fac? Tu să o iau. Colegul, tu nu? Nu. Servești nimic? Nu. E atâta de cremos și are o glazură de ciocolată, deci se topește în gură. Foarte bun, foarte bun și astăzi e deosebit. Ișlerele, cofetăria Ice ți le-a adus și de această dată. Concurs, da? Dăm un pui grill, 9,39 lei este... Nici am apucat să mănânc. Este oferta specială la Avis. Așadar, 9,39 kg de pui grill la Avis. Noi acum îți dăm un pui grill. Pe cu siguranță are mai mult de un kilogram. Hai să vedem. Te rog, mi-ai zis tu ca să pot mânca. Da. Mulțumesc. Eu-l prezint. Bună dimineața. Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă? Doina. Bună dimineața, ce fac? Doina. De la Hunedoara. De la Hunedoara. V-am felicitat orașul, să știți. Mulțumesc. Doina, cum stai cu gătitul? Ești o bucătăreasă așa, te pricepi sau nu prea? Desăvârșită. Wow. Nu vrei să-mi fiezi pe colega noastră? Cum să nu? Are probleme cu... Moasă.
Mulțumesc. E frumoasă. E frumoasă, da. Am înțeles. E frumoasă și își caută un partener pentru horoscop. Nu e așa simplu, da. O să găsească cu siguranță. Vorbește cu Doina, te rog. Pune-ne, Doina, o rețetă cu pui. Așa. O rețetă proprie și personală. Și rapidă, pui cu dovlecei. Wow. Zio, dezvolt-o. Se năbușe bucățile de pui în unța untură, cu o ceapă tăiată mărunt și cu un praf de făină. Săra dovlecei, să tai în bucăți potrivite, iar dacă sunt în floare, se lasă întregi. Se pun în cratiță cu pui, se lasă să se rumenească ca un fel de ceas. Se adaugă apoi câteva linguri de apă sau zeamă de carne și se pun să fiarbă năbușit. Se pune sare după gust. Dacă scade prea tare, să mai adaugă puțin apă. Cine dorește, poate adăuga 2-3 linguri de smântână înainte de servire. Doina, foarte tare rețeta, mulțumim tare, fain, un pui grill de la Avis și cea mai bună Doina, dimineață. Doina, mulțumim. Să ai un weekend frumos. La fel și dumneavoastră, acum să vă bag și eu ceva de vină. Da, o să auzim, da, auzim. Așa, aveți emisiuni prea frumoase și nu ne-a lăsat să ne uităm la alte posturi. Asta este un compliment pe care îl luăm cu plăcere. Mulțumim mult de tot și ne bucurăm că votează noi. Mulțumim colegi, colegii din regie vă explică cum intrați în poziția premiului. Mulțumim tare, fain. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Vine Todoruț și vin cei doi reprezentanți a Colegiului Național Sportiv cedată de la câștigătorii Cupei Nicelor 2013 ediția 4. Hai ediția 4. În direct, în dimineața aceasta, alături de noi Petrescu Alex și Coțovan Alberto, reprezentanții câștigătoarei ediției cu numărul 4 a Cupei Biga Liceului la Fotbal. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Salutare băieți, bine ați venit, ați câștigat cupa. Cum a fost, în primul rând, să-mi ziceți dacă ați chefuit aseară după... Nu. După... Na? Nimic? Nu. Păi cum? Mă așteptam la acolo, la un chef, la ceva. Nu. Avem timp, un weekend. Nu vă lasă profesorul sau? Nu, că domnul Simina a tot ce trebuie, adică chiar nu. A fost lângă ei acolo și am văzut că era tare bucuros. Și domnul director a venit să... Da. I-a sfurat ascupa, că e tare ținut de ea. Nu prea vrea să o lasă. La școală. Nu că o să o pună, că ei mai au. Au să-i al treilea trofeu pe care l-au de la... Curios că anul trecut colegilor au chefuit după... meci. Da, tu nu ai jucat anul trecut, ai jucat? Ba da. El a jucat tot timpul. A, deci tu ai chefuit anul trecut. Da, Alex, tu nu ai primit anul trecut totul, ai fost cel mai tehnic jucător. Nu, am primit golgetare. Golgetare ai fost anul trecut. Câte goluri ai avut? 7. Da, ai jucat alt post anul trecut, că anul ăsta te-am văzut mai mult în apărare. Da, anul trecut am fost atacant. Mai mult în față. Da, dar tu de obicei ce joci? Fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta. Deci ai fost pe postul tău, da, să zicem așa. Da. S-a văzut că nu am mișcat nimic în spate. A fost bună alegerea asta să joci în spate. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la tine, când a fost nevoie de gol, să vină Alex în față. Ți-a zis profesorul să bați lovitura aia. Da. Am înțeles. Care meci vi s-a părut cel mai greu din ediția aceasta? Al doilea, cel cu Moisi. Da. Da? Scorul a fost din de semifinală. 2-0. 2-0. A fost mai greu ca în finală. Da, cel puțin partea a doua a meciului. Mie, ți-am zis, finala mi s-a părut că a jucat foarte bine cei de la Energetic. Chiar dacă și aveau probleme de lot, să spunem așa, Gheorghe Hagi n-a fost am Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi, salut. Nu, Gheorghe Hagi Bănel Nicoliță, de fapt. Atât a alergat. Explică-le. Gheorghe Hagi, există un elev legitimat care învață la Energetic. Numele său este chiar așa, Gheorghe Hagi. Cheamă Gheorghe Hagi, dar pe tricou scrie Bănel Nicoliță. Că alerga săracul, deci cred că alerga mai mult decât toată echipa, dar nu știu dacă a atins de 3 ori mingea. Cam așa. Chiar am numărat, deci da. Deci el cu Minerul a fost mai greu. Da, cel puțin partea a doua. Foarte greu. Voi câte ore de sport aveți pe săptămână? 2 pe zi, 10 pe săptămână. Deci contează. Și voi mergeți la sport, spre deosebire de alții. Dar tu faci atletism, deci n-ai nicio treabă cu fotbalul.
Și fotbal, în concordanță. Fotbalul ți-l place, adică da, nu-i sportul tău oficial. Oficial e atletism. Și tu, Alex, care ai jucat, ai fost legitimat cu școala? Nu înțeleg asta la ei. Când mai mergi la școală sau nu mai merg? Păi, de obicei mă duc în fiecare zi până la 10, la 11 am antrenament. Și când erai la Târgu Mureș? La fel, două ore pe erai zi. Erai acolo la școală? Da, două ore pe zi acolo și după aia la antrenament. Fotbaliștii tăi cum mergeau la școală? Păi, ce s-a întâmplat? Păi, m-am accidentat și... Da, și acum mi-am reziliat contractul și până în vară stânga școala și eu și... Și după aceea unde vrei să mergi? Păi, vedem din vară atunci, nu știu sigur. Aici ai oferte, mă gândesc. Da. Sunt destul de bun. Auzi că fotbaliștii cu colega ta nu prea mergeau la școală. Apoi dacă, na, colega... Colega cum a fost când le-ai dat medaliile? De fapt, lor nu, nu? Nu, lor. Celor care au luat locul 2. Dar ai fi vrut să le dai și lor medalile, nu? Mai ales locul 2 s-au bucurat prea tare și nu, te umpleai de confeti, nu era ce trebuie. Bun, deci zici că ăla a fost cel mai greu meci al vostru. În ciuda faptului că au fost câteva probleme cu selecția, cu legitimări, cu șucianul ăsta, tot voi ați câștigat. Chiar dacă ele erau oarecum, să spunem, să vă mai oprească din forța de joc. Dar comparativ cu echipa de anul trecut, cum a fost anul acesta echipa? Bine, parcă anul ăsta eram mai uniți un pic. Anul trecut vream toți să dăm goluri, să... Într-adevăr, ăsta e un lucru care... Anul ăsta ați jucat mult mai cerebral, mult mai, da, mai matur, ați dat pasă, da, ați stat liniștiți, când a trebuit să atacați, ați atacat. Anul trecut toată lumea vrea să înscrie. Să dăm gol la toți. Bine, erau și altfel jucătorii și altfel loto. Atunci chiar eram toți de la fotbal. Erați toți legitimați. Da. La anul tu nu mai ești, sau? Nu. Atunci o să vedem ce-o fi, la anul. Da. Poate să mai pune iar o regulă. Nu, deci de la anul nu o să mai fie nicio regulă. La anul spunem de pe acum că nu o să mai existe nicio regulă. Singura regulă este să se respecte categoria de vârstă și să fie elev al acestui liceu, al liceului respectiv. Luăm pauză? Și revenim cu cei doi în direct. Alex Petresc și Coțovan Alberto, doi dintre componenții echipei Colegiului Național Sportiv Cetatea Deva, cea care a câștigat finala cu numărul 4 a Cupei Biga Liceelor la fotbal. Oarecum nu au pornit favoriți anul acesta? Ba, nu am putea spune că nu au pornit favoriți, dar nu au forțat, cel puțin în primul meci, chiar dacă s-a terminat 4-2. Putea fi diferența mult mai mare. Da. Putea fi diferența, a făcut-o portarul, frate, apărat ăla... De la decibel. Da. De la decibel, apărat, ăla i-a scos. Că, deci eu am făcut un calcul, ar fi putut să fie liniștit vreo 14-2. Liniștit. Da. Și deci, golurile au fost luate pe creșteri individuale. A fost extrem de dezechilibrat meciul respectiv. Nu, ăla cu decibel a fost... Deci nu a reprezentat nimic scorul 4-2, ăla putea să fie liniștit. Ți-am spus, păi a scos portarul, că altfel erau... Lucru care, iată că la sală contează mult. Un portar bun. Da, cu siguranță. Portarul vostru unde e legitimat? Nu e legitimat de la niciunde. De asta ne-am mirat și noi. El nu mănușile legitimate, dar sigur a apărat undeva. Da. Se vedea plonjoane și știa să... Dar voi ați mai jucat în formula asta cândva sau nu? Nu, eu nici nu cunoșteam pe toți, sincer. Am venit și eu, cine sunteți? Păi ne-a zis domn profesor că n-a prea găsit, așa a făcut pe ultima sută echipa, însă la anul va fi cu totul altceva. Dar bun, voi nu aveți o echipă a liceului, că nu... Păi aveam, dar dacă cum n-aveam voie legitimați... Dacă veneați cu toți era o problemă mare. Da. Dar tu... să știi că într-un fel a fost mai spectaculos. Da. Tu de obicei joci în echipa liceului sau nu? Da, de obicei la campionatul pe ciment am jucat. Am înțeles. Ești pe a 12, nu? Da, da. După ce termin, în ce zonă? Trebuie să mai merg pe kinetoterapie și sport. Da? Oradea, în ce oraș? Timișoara. Oradea, Timișoara. Adresează o întrebare la Alberto. Ce întrebare? Dacă știți să facă de mâncare, treabă. De clătite, ceva. Clătite ceva. Îi faci niște clătite. Te-au văzut băieții, te-au văzut cum făceai clătite la televizor, așa ceva, în direct. Băi, spuneți-ne cum mi s-a părut și anul acesta competiția, dacă și din punct de vedere al loturilor, echipelor, a meciurilor, tot ce a fost. Da, a fost ok. Într-un fel a fost mai bine cu legitimați. Da, dacă nu intervenea chestia cu activ și inactiv,
nu știu, la asta trebuie lucrat, dar eu zic că a fost, până la urmă, au fost meciurile oarecum mai spectaculoase. Da. Fiind cont la ce echipă am avut, ne-am descurcat. Și Alex, tu ce vrei să faci acum? Și deci tot pe a 12, nu? Da. Eu prima oară să mă fac bine. Dar apoi... ce accident ai avut? Da. M-am ciocnit cu portarul și mi-a dat cu genunchiul în coastă și aoleu. Mi-a presat ficatul. Și s-a făcut un kiss de 10 cm la ficat. Deci o accidentare gravă. Da, păi de 3 luni. Acum a fost prima oară când am atins mintea după 3 luni și... Și a jucat în halul ăsta. Păi dacă jucai înainte era mai complicat. Nu te gândești. Deci au avut noroc, să spunem așa, ceilalți. Și unde a fost? La antrenament sau la un meci la oficial? La un meci. Un meci oficial. Cu Târgu Mureș? Da. Dar acum ți-ai revenit sau... Da. Aproximativ. Până în vară îți revii de tot ca să poți să foarte bine și reantrenamentele. Ce să... Cu mâncarea, dar ți-am spus, lasă-o pe colega să întrebe. Colega? Nu, întreabă. Ce întreb, colega? Hai, întreabă și tu pe ceva pe fotbaliști, că ți-ai dorit toată viața să vorbești ce ceva cu fotbaliști. Nu mi-am dorit toată viața să vorbesc cu fotbaliști, că am vorbit. Am zis că nu mai... Acum ai vorbit cu fotbaliști, acum n-ai vorbit cu fotbaliști. Hotărăște-te. Ce era jucător de hockey? Cine? Ai avut un prieten care era fotbalist, de muzică ușoară. Da. Așa, și ce juca el? Și îl cheamă Guță. Îl cheamă Guțicu, da. Ce fotbal juca? Juca fotbal. De masă. Da, mă, lasă-mă. La ce echipă? La o echipă oricare, whatever. Zi la ce echipă? La Bihor. Știi ce am pățit cu colega? Când jucau la finală, dădeau ei goluri și zic, zim cine a dat gol. Numărul... Nu spunea alt număr, bineînțeles. Nu, dragă, nu mi-a durat. O dată am greșit. Aha. Am spus în loc de 5, am spus 4. Păi același lucru. Că n-au fost multe goluri. Noroc cu ăsta. Da, las-o să întrebe. Întreabă. Da. Hai că să trebuie. Mai știi ce face altceva în afară să jucați fotbal? Nu, ai zis să întreb ceva. Pe cine aștepți de la ei? Cum ar fi? Ce mai faceți? Pe lângă ce mai faci? Ce să fac cu tine? În timpul liber. Niște clătite. Niște gogoși. Ce pot să fac cu oameni? Ce mai faceți? Bine, de la bine în sus. Nimic. Luăm totul de gata. Ce faceți în afară de orele de antrenament? Așa. Ce vă umpleți timpul? Care îl mai aveți? Cu prietenii. Pe Facebook. Exact. Alberto, bravo. Da. Și Alex, tu ce faci? Eu... El are dragul Facebook-ul. Nu prea am timp în ultimul timp. Vezi? Foarte un om important. Care știe. Da, ai mult antrenament. Sau aveai mult antrenament. Da, două pe zi, de obicei. Zine cu ce echipă ții? Eu? Da. Nu țin cu o echipă, dar îmi place să mă la Steaua așa mai mult. Și din mondial, fotbal mondial? Arsenal, perfect. Da. Tu? Și tu? Din România, Dinamo. Da? Și național așa, Barcelona. Dar nu știu ce face Dinamo ăsta, nu mișcă. Dacă nu vine Borcea sau careva cu ceva cașcaval, îi vedem în Liga 2. Nu mișcă deloc, nu știu ce. Păi scapă, dar nu mișcă deloc sezonul ăsta. Scapă cine poate la Dinamo. Nu mișcă. Gata, suntem gata? Bun. În ultimul minut de viață, de ce? Stai că mai vrea ceva. Ținuta mea din această dimineață a fost asigurată de Diana Sicoie. A fost asigurată de o societate de asigurări. Zici să facă cine ți-a dat asta? Diana Sicoie mi-a dat-o. Bravo! A fost asigurată. O găsiți pe Diana jos la IPH. O găsiți. Pe jos la IPH, pe hol, icomatul în mână. Vedeți că e Diana pe acolo. Dacă vreți o roche, întrebați. Nu vă supărați, fata pe aici ceva? Da. A fost asigurată și o găsit jos în hol. Bine, am încheiat și emisiunea de astăzi. Băieți, vă mulțumim. Mult succes în activitățile voastre, oricare ar fi ele. Și la anul vă așteptăm la Cupa Big, măcar ca și spectatori. Cu siguranță. Mulțumim tare mult, ne revedem luni dimineață la 7. Vine Paola să ne gătească ceva deosebit. O să avem o ediție din nou mai mult culinară. Dacă nu ne vedem aici, ne vedem jos în hol. Să aveți un weekend fain, pa, pa.